Și Tănase poate să joace și două, trei posturi. Da, e adevărat. Acolo, e adevărat. Și e mai versatil polivalent decât George Pușcaș. Poate joace și în stânga, da, și Inter, și 10, și vârf împins. Dar apropo de ce ziceai cu fizicul, care sigur este important în orice sport și inclusiv în fotbal, totuși, mă uit la băiatul ăsta, a apărut un băiat acum la Manchester United, Kobbie Mainoo. Da. Și eu are 18 ani, e un jucător mai scund, așa, genul lui Adi Popa. Dar are fizic. Are fizic, dar pentru un mijlocaș, nu știu, când te uiți la Rodri, de exemplu, de la Manchester City, mamă, ce fizic impunător. El, și am văzut cu șerpurile alea și acum, și când a jucat recent în compania lui Liverpool, meci foarte tare, dar acum, pentru naționala Angliei, în fața Braziliei, sau cu cine au jucat ei acum, mamă, ce șerpuire, ce contribuție la gol, adică nu știu dacă întotdeauna argumentul ăsta cu fizicul trebuie să fie... Da, are altă calitate. Neavând fizic, e mult mai agil. Și normal, când prinde un jucător de gabarit, îl întoarce pe toate fețele. Da. Întrebarea e care e calitatea lui Pușcaș în afară de fizic. Mai degrabă, da, din partea asta trebuie atacată problema. Sigur că el a marcat niște goluri pentru echipa națională și cel mai important, desigur, a fost cel cu Israel. Dar rămâne o mare discuție în jurul lui George Pușcaș. Aici va fi o decizie importantă de luat, Adi, pentru că am văzut patru atacanți încercați în acea poziție. Vedem această încurcătură pe care o produce Florin Tănase cu golul pe care l-a înscris. Un gol frumos, a spune eu, a finalizat frumos acolo. Cum crezi că se va rezolva această dilemă? Eu cred că cam acesta cred că va fi lotul lărgit, poate plus Creciu, poate Bancu. Vreau poate... să nu uiți că doar 20 de jucători de câmp. 23 merge. Portar, știu, dar zic, am spus lotul lărgit, pentru că probabil se va face un cantonament și vor mai avea un mes sau două amici. Da. Bulgaria și se joacă cu lotul lărgit. Exact. Atunci, și acolo, așa s-a întâmplat și la precedentul Euro. Au fost 5 jucători care au rămas acasă, tot așa, în urma unui... Am făcut cantonamentul în Italia, am avut niște meciuri amicale cu Ucraina și cu Congo și am mai avut unul cu Georgia. Bine, deja la cel cu Georgia era lotul stabilit și s-au tras concluzii cu siguranță și acum. Și după acel cantonament și acele meciuri, probabil va conta foarte mult și cât vor evolua și cum vor evolua la echipele de club până la momentul respectiv. Ăsta nu cred că e un detaliu care mai contează. În mod normal că ar trebui vedem să conteze. Că Horațiu Moldovan, Ianis Hagi, deși nu joacă la echipele lor de club, nu chiar că au jucat, despre ei se consideră că ar urma să fie chiar titular la Euro. Asta e decizia antrenorului, dar din ce am văzut a declarat că ei trebuie să-și rezolve problemele acestea la echipa de club, să adune mai multe minute, pentru că ok, îți iese un meci, să zici, neavând meciuri în picioare, duci un meci, dar la al doilea e foarte greu. Da, asta este un detaliu foarte important pe care îl prezinți, pentru că iată, de exemplu, Drăgușin și Hagi, care au jucat puțin la echipele lor de club pe parcursul acestui an. Drăgușin trebuie să fie scos, spune Edi Iordănescu, la pauza celui de-al doilea meci, pentru că avea deja probleme musculare. Exact ce spuneam eu. Da. Și Ianis Hagi, vedem că nu este titularizat în niciunul dintre aceste două meciuri. Se pare că acesta ar fi fost principalul motiv, că tot așa nu poate să ducă multe minute, el jucând foarte puțin la Alaves în acest an. Nu neapărat că nu poate să ducă minute, idee de, sau de riscul de accidentare, care poate apărea. Neavând meciuri, intri într-un meci foarte greu cu niște adversari foarte buni, îți forțezi organismul la maximum să ții pasul cu ei și pot apărea accidentările. Asta e primul risc. După aceea că nu poți să ții pasul cu ei și poți să pierzi și mai mult din încredere și te poate afecta, asta e partea a doua. Am avut doi portari titulari, Cristi, în aceste două meciuri. Moldovan sau Niță? Cine crezi că va câștiga această cursă pentru titularizare la Euro? Cred că Moldovan, dar eu tind către Niță mai degrabă. Adică ești mai mereu pe partea opusă față de opțiunile care par să vină dinspre Edi Iordănescu. Bine, nu e vorba de faptul, eu am mai explicat când am mai discutat, că mie mi se pare că nu ai cum să joci la un turneu final, și m-a spus și Adi mai devreme, dacă nu ai meciuri în picioare.
indiferent că ești portar, că ești atacant, că ești fundaș, că ești mijlocaș, n-ai cum să vii, chit că, ok, ai apărat foarte bine în preliminare, ai făcut o campanie excepțională cu Horatiu Moldovan. Și apropo de ce ziceți voi, da, aș vrea să mai adaug acest detaliu, că dacă în cazul lui, în cazul acestor trei jucători care sunt cei mai expuși la banca de rezerve, să zicem așa, Moldovan, Hagi și Drăgușin, dacă se va continua, să zicem, în ritmul acesta de până acum, se mai adaugă încă 3 luni pe lângă, da, cele de până acum. Clar. Adică se mărește perioada în care nu sunt meciuri. Da. Și apropo de întrebarea până la turneul final. La Moldovan mi se pare cumva cea mai gravă situație dintre toți jucătorii care nu joacă, pentru că la el mi se pare că sunt cele mai mici șanse să joace. Adică la rest, da, tu mai speri, cum a fost la Drăgușin acum, este o situație, da, da, cu accidentarea lui Van de Ven, intră, joacă, că o face, un meci, două, trei, măcar sunt. Dar la Moldovan, nu știu dacă există situația în care Oblak să simtă o durere la un deget în minutul 70 și să iasă. Că nu prea se întâmplă chestia. Nu știu unde e mai locul în primul 11 în situația asta. Adică mă gândesc că probabil vom aborda meciurile, cel puțin meciul cu Belgia și probabil și cu Ucraina într-o oarecare măsură, fiind și primul. Mă gândesc că le vom aborda ceva mai defensiv. Deci acolo... Asta este o întrebare bună, pentru că despre Yanis Hagi, după ce a marcat și aseară, se vorbește despre el că ar trebui să fie chiar titular. Însă, dacă avem extrema cu Denis Mann, că pare de neschimbat de acolo Mann, și atunci în stânga, clar, o să avem un Coman sau un Mihail. Sau Mihail, da. Ne gândim. Atunci, în centru... E problematic pentru că trebuie să ai măcar unul care să se apere și acela nu e Hagi, gen asta Marius spune. Marin sau Screciu sau și atunci îl ai pe capitan, pe Stanciu, iarăși foarte greu, îl ai pe Răzvan Marin, putem ajunge la un duel din acesta, vechi colegi, prieteni de la Academia Hagi de la Viitor, Răzvan Marin și Yanis Hagi să concureze pe acest post de optar. Păi da, dar nu prea cred că îl poți scoate pe Răzvan Marin să-l bagi pe Yanis Hagi doar dacă ești obligat să ataci. Adică mă gândesc, nu știu, poate în ultimul meci. Ți se pare un apărător mai bun Răzvan Marin decât Hagi? Categoric. Nu știu când. E defensiv de meserie. Nu știu când. În fața apărării, așa a început și după aceea a trecut ca Inter. Dar Valențele sunt mult mai defensive la Răzvan și face faza defensivă mult mai bine. Sigur, putem să ne gândim la o formulă în care, într-un 4-2-3-1, să avem acest rol de decar, care să-i fie dat lui Hagi cu ar însemna să fie scos Stanciu. Decar, da, Stanciu nu. Sau să joace Stanciu cu Marius Marin. E greu Stanciu, nu-i postul lui în fața apărării. O face, dar deci, dacă îl pui să se apere, e din calități. Și ție, Adi, ți se pare că e totuși un pic greu să-i găsești locul de titular lui Yanis Hagi? Sau... În momentul acesta, da, e greu. Deși a intrat bine, am urmărit și meciul cu Irlanda de Nord, a intrat bine, a intrat cu chef. Și aseară a intrat bine cu atitudine, cu poftă de joc, dar sunt frânturi 10-15 minute. Nu pot să compar cu 90 de minute un efort ținut la aceeași intensitate. E foarte greu, neavând ritmul de meci. Uite, scuze, tu ai spus la Euro 2016 că ai fost titular și ți s-a transmis, da, ți-a transmis Anghel Iordănescu dinainte că vei începe primul meci. Tu jucând la FCSB, la vremea aia, aveai meciuri în picioare multe, la Liga 1. Probabil ai jucat și tu în detrimentul altora care veneau din afară, dar nu jucau la fel de mult. Dacă ți s-ar fi spus că vei fi rezervă sau fi fost rezervă, nu ți s-ar fi părut că ți se face o nedreptate, tu având multe meciuri în picioare față de alții care poate vin din afară la un nivel mai ridicat, dar nu joacă? Da, am fost și în situația asta, când veneam de afară cu Daum și nu aveam... Adică jucam un meci, da, două, nu, la Reading. Și am jucat și chiar am dat randament bun cu Daum. Am dat două goluri în patru meciuri sau ceva de genul la echipa națională. Nu simți, pentru că tu ca jucător... La echipa națională n-ai timp, stai că vedem, o drag meciul viitor. Ești sau nu ești bun? E forma de moment. Dacă ești bun pe moment, se știe. Joci, nu ești în formă, poți să ai cele mai bune meciuri jucate tot anul. Dar Cristi te întreabă de această situație. Tu, cum era cazul tău la Steaua, da? Deci jucai meci de meci, te simțeai în formă și te gândeai așa, mă, vine un băiat, un coleg, care joacă rar la echipa lui de club. Dar nu se întâmpla, pentru că Neapuiu îi plăcea foarte mult de Pap, care Pap a fost foarte decisiv în campania respectivă. A marcat cele două goluri cu Irlanda. Cu Irlanda, adică a avut un aport decisiv.
și mi-a spus, Popică vorbește cu Pap să facă ceva, să înceapă să joace, că mai ales sunteți la aceeași echipă, ar ajuta. Mă zice, ce să facă Neapuiu, că na, dacă el nu reușește să se impună, avea probleme pe care le avea la club. Și Pap n-a mai fost chemat și nu juca. Adică nu se întâmpla să cheme jucători care nu jucau. E o amintire interesantă pe care o ai legată de Paul Pap, pentru că vedem că Edi Ordănescu tot face referire la faptul că grupul trebuie păstrat, cel care a asigurat calificarea, care a obținut calificarea. Dar vedem, iată că Anghel Ordănescu, cu acest exemplu pe care l-a oferit tu, de exemplu cu Paul Pap, a fost necruțător, să zicem așa. Chiar și chiar știu sigur, chiar și-a dorit să-l aibă pe Paul Pap în meciuri, la Euro. Da. Și un alt exemplu cu Anghel Ordănescu faimos este cel din 94, când nu ia un gigant precum Marius Lăcătuș, deși contribuise inclusiv la calificarea la acel turneu final. Deci el, dacă a simțit că e ceva în regulă cu un jucător înainte de turneul final, oricât de mare a fost numele, vedem că a avut puterea de a... Și a asumat și i-au cam ieșit în toate...